Bună ziua și bine v-am găsit la proful mai cu exercițiul de matematică. Da, colegă de la clasa 5-a. Determinați exercițiul 15 de la pagina 43. 15 de la 43. Determinați toate numerele prime, x, y, bară deasupra. Deci, x, y, bară deasupra. Da. Deci, care verifică relația. Prime, ai spus, da? Da, prime. Prime. Ce înseamnă că sunt prime? Ce înseamnă că sunt prime? Dar trebuie să nu greși. Da. Deci să-ți determine X, toate numele din două cifre, eu vreau să înțeleg că ești până aici măcar. Da, bine. Să se găsească toate numele din două cifre prime. Ce înseamnă că sunt prime? Adică no. E prim și e prim. Nu. El, până la urmă, cum a zice, 37. 37 este un număr prim. Sau 19. Că n-au divizor decât pe unul și pe el însuși, da? Deci găsim toate numele din două cifre. Hai să începem. Dați-mi exemple de numere din două cifre prime. 37. 37 l-am dat eu acum, mai departe. 11. 41. 17. Dar 23. Cât? 23. 19. 19, 29, da? 39, 59, 39, nu este. Foarte bine ați zis, dar 39 se parte la 3. La 3 și la 13. Și la 13. 13 și la 39, deci avem divizor alții. Și așa mai departe. Noi se găsim prin toate, din două cifre. Da. Și să vedem. Care verifică relația. 0,xy perioadă. Verifică relația. Relația 0,x y perioadă cu bară deasupra minus 0,y în perioada x cu bară deasupra este egal cu 0,01 perioadă ori 16. Aici mai punem bară, pentru că nu avem tot de cunoscutate ce vreți să cunoscut. Ori de câte ori apare o cifră de cunoscute, punem bară. Da. Am înțeles problema. E vorba de toate numerele prime, până la 100, da. Dar nu o parte din ele care verifică relația asta. Ca să verifice relația asta. Hai să vedem ce e ideea de voi. Eu ziceți calculăm. Adică, să transformăm, vrei să spui, da. În fracții ordinare. Mă, tu? Nu, așa vreau să încep. Am înțeles. Poftim. X, Y, minus X. Totul supra 90. Cu 9 cam o sigură cifră și 0 pentru partea și periodică. Minus. Davide. Minus Y, X. Bară. Minus X. Minus? Minus Y. Y, partea și periodică. Supra. Supra 90. Horia egal cu? Egal cu 1. Supra 90. 1 supra 90. Avem partea din periodică o singură cifră, da? Dar o să zicem 1 minus 0, e banal, supra 90 ori 16. Echivalentul Andrei. Nu ridică până acum, iar în momentul ce o zic nefavorabil celor. Lucrați individual și când vă pun eu... Andrei, cum gândești să faci mai departe? Am putea renunța la anumitor? Da. Că 90 peste tot. Putem renunța, da? Și atunci ce devine? Andrei, dar devine interul vorbește? Fixi,
minus x. Minus y. Poți să punem o paranteză, că minus tot ăsta. Da? Așa e toate, să punem o paranteză. E egal cu? 16. Da. Nu se ceva? Da, 1 pe 90. Păi 1 pe 90 are numitor 90 și 16 lucruri fac 16. Da, păi acolo nu am văzut. De ce ați spus? Să vreau să faceți... Mulțirea. Mulțirea la 16. Păi cum faci? Nu, că domnul Ustor era 16 pe 1. Da, și vine 1 ori 16 fac 16 și 90 ori 1 90. 1 ori 16, 16 și 90 ori 1 90. Deci, eu am închipuit de așa, ați văzut că e vorba de 16 pe 90 în situația. De ce am renunțat la 90 pe sensă? Aici se vede, n-am greșit, da? Dar e bine că intervenim. Și pentru prietenii noștri, este extraordinar că intervenim. Ce idee are mai departe? Auzi, anunță pe Mihaela că aș vrea să vină imediat. Da, chestia ședință, sus. Da? La 6 jumătate, când fac legat. Da. Vreau să fac legat la 8 tere. Da, da, da. Adică, bine, m-am amintit. Vrei idei? Da. Să scriu un bază de X, Y. Tot un bază de X. Aceeași idei, da? Daria? Nu, acolo putem să... Acolo este 10... A. Stai. Deci, s-a zis în baza 10. Dacă tu ai o altă idee. Nu, am pierdut. Nu, nu. Mă gândeam, dar ea că îți propui să adunăm în ambii membri prin Y, X, minus Y. Fiind el cu minus aici, o să ne dea bătaia de cap. Da? Hai să adunăm. Deci adunăm înainte de a trece. Pe cine să adunăm? Pe Y, X, minus Y. Să adunăm și în stânga și în dreapta. Și ce devine? Dar vede, devine exercițiul. Y minus X. X, Y minus X egal. Egal cu 16 plus X. Y X minus Y. Echivalentul. Și acum, Daria, te rog să bărfăiești. Acum, în prima de zi, și scriem 9X plus Y, că obliga mai mult. Nu? Nu-ți place? Nu. M-a complicat. Deci e complicat, să se văd? Pentru că mă chiar eram cum asta și mi-e bine să dau acolo în bază 10 și eram cam gata. Păi, făceam așa și crezi că nu era mai dificil. Că după ce scriu așa, minusul ăsta din față, nu știi tu ce face asupra tuturor termenilor. Schimbă pe unii, le ai cu plus în minus, nu? E o treabă care îți învață clasa 6 la sfârșit. Și de ce eu mi-am permis, ăsta fiind un număr, l-am adunat în ambii membri, că el minus el face 0, nu? Și atunci este egalitatea asta pe care acum o putem lucra. De ce ți se pare că e mai complicat acum? Nu e deloc mai complicat. Nu e complicat, mai complicat. Ești de acord? Bun, începem și vorbim. Dar acolo ar fi 9x. 10x minus 1x face 2x. De acord, face. 9x plus Y egal cu tare, da, e egal cu 16, plus 9y, plus 9y, acord, plus X. Scădem un X din ambii membri. Un X din ambii membri și un Y din ambii membri. Da? Deci egalitatea, scădem și un X și un Y. Și devine ce, Andrei? Devine? 10X. Păi dacă scădem un X, 8x egal cu 16 plus 8y plus 8y, corect. Trebuie să împărțim totul printr-un 8. Totul împărțim printr-un 8. Și deci, o să zic, x-ul ăla l-am făcut. Așa. Și ce devine? X este egal cu 2 plus y. X egal cu 2 plus y. Deci, X egal cu 2 plus Y. Asta e relația la care am ajuns. Și acum, Y, ce valori poate să fie? Y poate să fie... Poate să fie 0? Nu. De ce? Deoarece un număr care se termină cu 0 se împarte la 2 și la 5.
De ce nu poate să fie Y cu 0? Pentru că când vei face Y cu 0, va fi 2 plus 0 și va fi 2 la Și X-ul este dacă, 2. Dacă este... Dacă de ce nu poate să fie Y cu 0? Deoarece ultima cifră se poate învăța la 5 și la 2. Trebuie să fie prime. Trebuie să fie prime, da. Și atunci care ar fi cu Y cu egal cu 0? Mai este... Y nu poate să fie 2. 1, 1, 2, 3, 5, nu, 5 nu, 7 și cam... Deci Y nu poate să fie 4. Poate să fie 2. Poate să fie 2. Și alt motiv, un alt motiv pentru care Y nu poate să fie 0. Eu am insistat de ce nu poate să fie Y cu 0. Și la 2 și la 5. De acord cu asta. Dar vedem la un moment dat scris numărul X, Y și pe numărul Y, X. Când scrie un număr de două cifre și pe prima poziție, el nu are nevoie să fie cifra 10 ori să fie 0, pentru că n-are timp de două cifre. Deci asta ar fi un argument. Noi când am văzut, când am scris YX în dată de lucru care am făcut acolo, trebuia să spune Y diferit de 0. Și X diferit de 0. Deci, iată o observație. Observație pe traseu, da? Observație. X-ul diferit de 0 și Y-ul diferit de 0. X-ul și Y-ul n-au voie să fie 0. Și acum Y poți să-i dăm valori. Ce valoare poți să-i dăm eu? Andrei? 2. 1, zice. 1, da? Deci pentru Y, pentru Y aparține, egal cu 1, rezultă X-ul ce devine? Când X-ul Y pe 1, X-ul este? 3. Da? Și care este numărul acela, Horia? XY cum arată? XY arată? 31. 31 este prim? Da. Prim. Perfect. Atunci. Acum Y-ul se ia valoarea imediat următoare. 2. Y egal cu 2. Nu merge. X-ul cât ar să fie atunci? 4. 4. 4 nu desimă la 3. Și atunci rezultă 4, XY arată. Egal cu 42, care se divide la 2, da? Se divide la 2 acum și la 7 și la 6, are mai mult zi deja. Deci, rezultă 42 diferit. Nu este plin. Nu este plin. Acum, dacă Y-ul este egal cu 3. Mergem cu Y egal cu 3. Acum, Y-ul este egal cu 5. Și numărul X este 53, care este un mod prim. 53 este prim. Da? Este prim. Îmi place. Și 53. Y egal cu 7, da? Y de ce? De ce de la 7? De ce nu e Y? 5 nu poate, pe care... Dar să iei ca 4, nu poate să luăm? Nu, se dă 4, dă 6. Deci Y nu are voie să fie unifiind dacă urmă așa. Dacă voi pune pe 5, se va împărți la 5. Dacă le-au 5, atunci... O să fie 75, dar se poate la 5. X-ul egal cu 7 și apare 75, care se divide la 5. Și nu este prim, da? Diferit de înseamnă prim. Deci se divide. Y egal cu 7. La cine? X-ul egal cu 97 și o să fie numai 97, care este lucru. Și atunci X, Y arată 97. Oare 97 nu avea divizor cumva? Nu, deci pe 2 nu, pe 3 nu, pe 4 nu, pe 5 nu, pe 6 nu, pe 7 nu, pe 8 nu, pe 9 nu, pe 10 cu siguranță. 91. 11? Pe 11 nu are. Și îl depășește. Și nu mai poate. 11 depășește pe... Da. Nu spune ce ori... Nu, nu, nu are. E numai și acestea se numește. Da, acestea se numește. Deci, așa mai ce noi o să ne ducem la Y egal cu 9. Deja o să dea un număr, o să fie... Hai să ne facem în ieșițiu. Cum o să ieșițiu? Să găsească numai de XY prime până la 100, să distruge. Din
din mulțimea tuturor guvernelor pline, începând cu 11, 13, 17, 19 și așa mai departe, din mulțimea tuturor guvernelor pline până la 100, le selecționăm pe acelea care verifică relația. Ce-a vrut autorul, ce-a vrut prin echipul ăsta? Hai să ghicim ce-a vrut el. Vreau să știm să scriem fracte ca fracte. Să transformăm un număr periodic mix, fracții decimale. Fracții decimale. Din fracții decimale mixe, în fracții ordinale. În fracții ordinale, sigur că da. După aceea, ce am urmărit? Asta a fost un moment. Da? Transformarea. Hai să zicem și noi. Vreau să rămân acolo, să le rămână și da și voi. Momente importante sau ce a avut autorul de la noi? Ce a avut autorul de la noi? Mighiștul ăsta. În primul rând, dacă știți ce nume e plin, nu? Sigur că da. Uite, foarte bine. Deci, numele prime. Știm ce înseamnă numele prime? Știm. Da. Numele care au episodul 11 și pe numai că 11 însuși, exemplu, va fi 13, 11, 17 și mai departe. Așa. Al doilea lucru pe care l-au urmărit. Transformare. Da. Fracții, fracțiile decimale periodice. În cine? În fracții ordinare. În fracții ordinare. Da, ordinare. Apoi, ce am mai avut el? Ce am mai dorit la noi? Ia să văd. Am vrea să... Zi, hai să... Să scriem în baza 10. Așa, scrierea unui număr. Da? În baza 10, x, y, barat, în baza 10. Scrierea în baza 10. Da? Scrierea unui număr în baza 10. Altceva. Relația dată, am tradus-o, nu? Relația dată a fost echivalentă, până la urmă, în Y parcă era cu X plus 2, nu? Sau X egal cu Y plus 2, cum X egal cu Y plus 2. X egal cu Y plus 2. X egal cu Y plus 2. Și despre Y, numai numerii pare. Y aparține mulțimii 1, 3, 5... E și X, 3 numeri. În afară. În afară de 3. 3 numeri, de ce numeri? Pentru 3, 3 o să fie... Stați. 3. În afară de 5. În afară de 5. Parcă 3 neodată. Da, 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 în construcția 53, ca să fie dată acolo, când x egal cu 5, y cu 3, x nu, egal cu 5, cu 5 da, și 75, care se știe. Da, așa este un lucru interesant pe care am desprins de x-ul ăsta. Vrem să spunem așa, la, după fiecare ieșiți, o să facem analiză. Apropo de asta, facem analiză ca să vedem cu ce a rămas de la ieșițiu. Să ținem minte altă dată. Care au fost achizițiile, noutățile. Asta. Apropo de asta, scrierea în bază ce înseamnă 237? 200. 2 ori 10 la a doua. 2 ori 100. Da. Așa este? Da. Plus 3 ori 10 plus 7. Plus 7. Care se scrie așa? 2 ori 10 la a doua. Plus 3 la 10 la a doua. 10 la a doua. 10 la a doua. Plus 7. Ori 10 la puterea 0. Dar puteam să scriu și pe 7, iar imaginarea care nu știu 7, să scriu ca 5 plus 2, tot în paranteză, ori 10 la 0. 5 plus 2 nu te-a luat așa. Da. E, așa.
Deci, vedeți că în construcția, în construcția unui număr, în baza 10, folosim simbolurile de la 0 până la 9. Deci în construcția, și dacă îți faceți curiozitatea, am născocit o poveste pentru cei mici, pe clasa a 4-a, 5-a, clasa a 4-a, pe clasa la 4-a sau 5-a, povestea cifrelor. Este la Proof Online. O povestioară. Cum de eu apărut simbolul ăsta? Cine? Cum? La început? Cum s-au gândit ei? O să vă placă povestea. Și îi spun și prietenii noștri să citească, să, ales cei care au frățiori mai mici sau părinții care au copii la 5-6 ani, se pot duce la povestea cifrei. Și la verișori. Și verișori și cea mai departe. Ideea este așa, că în momentul în care scriem în baza 10, simbolurile care le folosim sunt. Ce simboluri am folosit noi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, da? Sunt 10 simboluri. Astea sunt resturile împărțirii la 10. Când împărțim un număr la 10, resturile sunt 0, 1, 2, 3 până la 9. Da? Asta este. Oare putem face și o scriere în baza 2? Adică să spunem da, da, răzbirețurile 0, 1 și atât. Atât! A să fie foarte tare! Și dacă scriu în baza 3, o să fie 0, 1, 2. Hai să scriem pe 7 în baza 2. 7 în baza 2. 7 în baza 2. Da, e, pe 7. Cât vreau? 7 la 2. Și eu nu să pot să găsesc. 1 plus 1 plus 1 plus 1. În baza 2, adică să-l împărțim pe 7 la 2. Pe 7. La 2 îți faci restul. Nu, hai să scrie pe 7 ca fiind 2 la ceva cel mai apropiat de 7. De la... A doua. Deci egal cu 2 la 2. Plus 3. Plus 3, da. Și... Pe 3... Și le pot fi... O secundă, și... Am înțeles. Tu strigi lecția. Strigi lecția, în sensul că dai peste cap ideea. Pe 3 se strigă ca o putere a lui 2 cel mai apropiat. De la 2 la 3. Deci egal cu 2 la 2. Plus 2 la 1. Și plus 1. Da. Cât e mai rămas? 1. Și pe 1 poți să scriu ca fiind 2 la 0. 1 ori 2 la 0. 1 ori 2 la 0. Aici poți să spun 1 ori 2 la 1. A treia? Da. Aici poți să spun 1 ori 2 la 2. Da. Și iată cum am scris pe 7 din baza 10. Ca fiind 1, cu numai coeficienții. Aici n-am pus numai coeficienții, uitați-vă. 10 la, coeficientul 10 la 2, 2. Al lui 10 la 1, 3. Al lui 10 la 0, 7. Și atunci este 1, 1, 1. În baza 2. Deci în loc de 7, 1, 1, 1. Asta este. Deci 3 de 1, 1 după altul scris, înseamnă 7. Hai să scriem pe 9, să văd pe 9 cum a scrieți din baza 10 și atunci. 3 la 2. 3 la 2. Stai după puterea lui 2. 2 la 3. 2 la 3, mai. 2 la 3. Deci 1 ori 2 la 3, poți să scrii așa, 1 ori 2 la 3. Plus 1 ori 2 la 0. Dar trebuie să am toată scara de la 2 la 3. Plus 0 ori 2 la 2. Poți să zic, nu? 0, ceva face? 0. Plus 0 ori 2 la 3.
Deci trebuie să am toate puterile. Adică 9 o să fie egal cu 1001. Asta e rândul. E aici. 1 ori 2 la 0, da? Ce? Și îți va fi egal cu 1, 0, 0, 1. Și punem 2 aici, că e baza 2. Doamne, profesor, tu nu m-ați pierdut. Hai să te aduc în mine, dacă te-am pierdut. Am rămas cu asta. Deci, hai să vă luăm încă o dată. 9. Și m-am interesat, 2 la cât este cel mai aproape de 9? 2 la 3. Adică prin 9 l-am scris ca fiind 9, ca fiind egal cu 8, cu surul, nu? Da. Și care înseamnă? Luăm de 8, zic 2 la 3. Plus. Adică zic 1 ori 2 la 3. Plus 0 ori 2 la 9. Ca să am scara toate. 0 ori 2 la 9. Adică că restul de părții la 2 sunt 1 și 0. Da? Numai că 1 și 0 trebuie să obțin. 0 ori 2 la 3. Plus 0 ori 2 la 3. Și plus 1, 1 ori 2 la 0. Da. Și atunci eu scriu 1, 0, 0, 1. Numai coeficienții de aici. 1, 0, 0, 0. Adică, dumneavoastră vreți să îmi spuneți mie că 9 la puterea a doua este 1, 0, 0, 1. 9, sigur. 9, 9 în baza a doua. 9 în baza 10. În baza 10. El era în baza 10. 9 în baza 10 este egal cu 1, 0, 0. 1 în baza 2. Aha. Asta e doar așa de râde, am mai descris la un text... Tu știi ce înseamnă asta? Aici se spune revoluția matematicii. Dar mă credeți că este asta? Cel mai tare moment al așa, să spunem, omenirii. Atenție! Cel mai tare moment al omenirii când s-a pus problema scrierii numerilor în baza 2. Bun, 76, 75. Hai să luăm 75 din baza 10. În baza 2. Să trecem în baza 2. Păi 2 la 10. De la a 6, că face... De la 6 face 64. 64? Da. De la 4 ai 16. De la 10 ai 2, de la 6 ai 64. Așa, deci când zic 64, plus cât mai rămâne într-un așa 16, plus 11. Care înseamnă? 64 ai zis 2 la 6. Deci 2 la 6 ai 1 ori 2 la 6. Plus 0 ori, plus 0 ori 2 la 5. Plus 0 ori 2 la 5. Plus 0 ori 2 la 4. Plus 0 ori 2 la 4. Plus 0 ori 2 la 3. Plus 0 ori? 2 la 3. 2 la... Nu-i 0. E 1. E 1. 1 ori 2 la 3. Am 2 la 3 la 3. Ok. Și l-ai mâncat cu 8, da? Da. Și mai plus, este? Plus, plus 0 ori 2 la 3. Plus 0 ori 2 la 2. 0 ori 2 la 2. Plus 1 ori 2 la 3. Plus 1 ori 2 la 0. 2 la 0, da? Și atunci spunem. 75 la 1 ori 0 la 10. 0 ori 0. 1 ori 0. Stați, puneți voi de 1 acum. 1, 0, 1, 1. Wow, ce număr e! Da? Și acum aș vă zice așa. Printr-un fir. Pentru fir. Trece sau nu trece curent electric? Când trece, zicem că el are valoarea 1. Când nu trece, are valoarea 0. Și atunci, pe 75, a semnat să avem 2, 4, 6, 7 fire, 7 fire puse în situația. Prin ăsta trece, prin ăsta are 2, 3, prin ăsta trece, prin celelalte 2, prin ăsta nu trece și celelalte 2 trec. Situația asta, creată fizic, a însemnat revoluția de care vă spuneam. Fiindcă fiecare fire are două situații, trece sau nu trece, zicem bit.
biți, kilobiți, și de aici s-a însemnat ce? Înființarea calculatorului. Deci calculatorul nu discute decât așa, când a apăsat asta A. Să nu gândesc că fuge aurul prin fire. Nu, se trimite la ce zic cablul ăla. Asta e momentul cel mai important. Când noi am apăsat asta, se creează o stare fizică a circuitelor de acolo. Acum sunt circuite ca înainte. A face un calculator la vremea aceea, pentru a face un simplu adunare, era cât un bloc. Dar de acolo s-a pornit. Acum sunt circuite de acestea atâta integrate, care înseamnă ce? Minuscule chestii, ați văzut? Eu ceva am acolo calculator, carul acela, acolo are o chestiune foarte mică, acolo memorează ori întregi de imagini. Toată imaginea asta, care este a mea acum, de filmează camera, asta se transformă în biți. Ca micro. Deci totul numai în biți, numai 0-1, 0-1 acolo se fac. Nu există altă formă de comunicare. Așa, dragilor. Deci, trebuie să vă spun că acesta este momentul cel mai tare al, să spunem, al creației umane, când s-a pus problema să totul să dialogăm numai 0-1, 0-1, 0-1. Și când, să mă întorc, 50, când apes asta A, e un cod al lui A, unul are 57. Dar 57 este un semn de 0-1, 0-1. Iar în clipa care se ajunge la memorie, acolo se activează un grupaj de pixeli. Adică pe pleții mici, 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 pentru că se desenează pe ecran AU. Deci apăsăm tasta A, nu fuge AU prin firele acelea. Apăsăm tasta B, nu. Deci acolo și liberi. Acolo se traduce, deci un cod acela se traduce în 0101, dar spune că avem o memorie de, nu știu, 32 de giga. Da? 32 de giga. Păi, este dovada faptul că este o memorie care sunt atâția de 0101 cuplați și aranjați în tot felul de variante, încât îți dă posibilitatea să faci lucruri spectaculoase. Dar chestia asta se întâmplă la calculator într-o viteză lumină. Extraordinară! Adică, ce, ați văzut voi ambați și ochiul ăsta perceput atunci, instant, veți au. Nu când scrie la tastatura acolo, scrie un mesaj, nu știu ce, instant se vede, da? Foarte, de instant. Deci, așa de rapid. Bun, v-am spus asta ca să vă stăresc curiozitatea în ceea ce a însemnat mintea omului care aleagă tot felul de variante și construiește și face și trece. Iar antrenamentul pe care îl propun în lecțiile noastre, acela de informatică, sigur că da, partea de bază de informatică. Ei, ceea ce vă spun eu, deci vă spun și antrenamentul care facem noi tot felul aici la matematică, creează posibilitatea, să spunem, ordonează gândirea într-un anumit mod, încât începe să descoperiți frumusețea unei gândiri algoritmice. Adică în pași. Eu am predat și informatica. Da? Deci când profesorul de aceeași profesor se găsesc cei doi, matematician și profesor de informatică, succesul este asigurat. Eram într-o situație unică, să zic așa, fiindcă, dar de ce m-am apucat de informatică? M-am apucat să predau informatica pentru că înființa profilul informatic la cel de plătură la acolo la Moinești. Și nu era nimeni să facă așa ceva. Și atunci, eu am spus, pun mâna și învăț. E drept că am făcut și în facultate ceva. Am făcut cercetare operațională, chestii de optimizări, niște lucruri interesante în facultate. Dar, fiindcă aveam fica mea foarte, foarte, foarte bună,
luați locul de pițară în clasa a șasea, deci gândiți-vă planul voi de sfiere în clasa a șasea și la faza națională am luat locul de 10 plin. Ei, și mi-am pus problema când ajuns în clasa 8-a, ce să fac cu ea? Unde să o duc? Pe mâna cui să o dau? Și acum ideea să ființez o clasă de informatică, acolo cel pentru lui Moinești, o ființa clasa de informatică, am cumpărat calculatoare cu banii mei și eram cel mai dotat din Moldova cu calculatoare la vremea aceea, 92, când am dat drumul la clasa de informatică. Și cine se predea informatică? Bineînțeles că eu trebuie să predau informatică. Și m-am apucat și am muncit și am tras și am învățat și învățam noaptea și eram pe mine o bătălie fără seamă, nu vă închipuiți. Și de aceea am ajuns din clasa aceea, 17 elevi să merg la informatică. La facultate. Deci 17 elevi sunt mari specialiști. Acum lucrează în companii, cum sunt cei doi care lucrează la Microsoft. Lucrează de 17 ani, fiica mea și cu generică. Da? Cu generică, acum lucrează în țară, o să-mi luăm răgimentul internațional, dar asta se face prin muncă. Vreau să vă dau, v-am spus aceste lucruri ca să înțelegeți că prin muncă se poate face orice. Și v-am venit cu modelul meu a omului care nu știe să dea un pas înapoi. Muncești cu atâta drag și trebuie să vă împrumut această bucurie de a munci. Și dragostea asta, o faceți pentru voi, este spectaculos. Muncești pentru tine, te antrenezi. Zi de zi, ești în competiție cu tine însuți. Și vrei să fii din ce în ce mai bun. Asta este povestea. M-am întors. Pentru că niciodată, probabil, nu v-ați gândit 237, că sunt resturile împărțirii la 10. Și astea sunt cifrele. Mi-am amintit din povestea cifrelor. Vă rog să o vedeți și voi. Și dacă la împărțirea la 10, resturile sunt 0, 1, 2 până la 9, la împărțirea la 2, resturile sunt 0 și 1. Iar cu 0 și 1 trece și 1 trece până la... Aici este momentul formidabil. Da? Și ce trece? Nu trece? Păi, în poziția asta... Se numește bit. Sigur că da. Da? Bitul... Bit. Bivalent. Două stări. Și trece și nu trece. Da? Deci de aici bine. Ai urmărit cu atâta interes, cum nu te-am văzut de mult. Pentru că chiar cu curiozitatea maximă nu o să înțelegeți de ce de din asta. Hai să vedem acum mai departe. Ce altceva dați? De la pagina 44. 17, de la 44. Determinați cifrele X și Y, știind că... Determinați X, Y. Știind că... X, virgulă. Y, 6 în perioadă, cu vară de... X, virgulă. Y, 6 în perioadă. Așa. Cu bară de sus. Nu, am două perioade. Și am două. Am două. Da, scuze, nu am. Plus, Y, virgulă, 6X în perioadă. 6X. Da, tot în perioadă, tot cu bară de sus. Plus, 6, virgulă, X, Y în perioadă. Este egal cu X plus Y plus 7. Deci găsim pe X și Y cifrele astea, să zicem. Cifrele, da. Știind că are loc relația aceea. Păi, nu aș gândi să descriu ca fracție ordinare. Așa încercăm? Da. Tot așa e, da? Ce și de... Așa se încercăm. Deci e echivalentul. Da, vede, te rog. X, Y, 6, minus X. X, Y, 6, minus X. X. Supra. Supra X.
Coane, plus Dalia. Plus X, 6. Nu, Y. Y, 6, X. Minus Y, supra 99. Plus Horia. Plus 6, X, Y. 6, X, Y. Minus 6. 6, X, Y. Minus 6. Supra 99. 99, e dau cu? X, Y. X plus Y plus 7. Câte mare sunt? Ar fi bine să avem totul pe 99. Sigur că da, de ce zicem ori 1 aici, adică ori 99 pe 99, da? Adică zicem partea asta un ciclu 99 supra 99. Da. Și cu asta eliminăm viitorul, renunțăm la viitor. Și vorbește de datele, echipare. X, Y, 6. Hai să trecem și în baza 10? Da. Ok. 99x. 100 minus de azi x minus x face 99x. 99x. Plus 10y plus 6 plus... Plus 2 coria. Plus 99y. 99y. Plus 60. Plus 60 plus... x. X. Plus Daria. Plus 594. 594 plus 10 plus Y egal cu 99X plus 99X plus 99 Y plus, plus 4 plus 99, mă rog, vedeam. Și eu, da, acolo după 594. Ea a zis așa, unde suntem? 600 minus 6. 600 minus 6, 594. E bine. Da. Dar e bine că ai întrebat, mai ales. Asta e semn că tu nu ești pe exercițiu și nu-ți permis să depășești ceva. Și acum, Andrei? Păi ar fi bine să... Ia să ne întrebăm. Putem să adunăm. Avem 110x plus 110y. Da, dar uite-te că dreapta e 99x. Acum scădea 99x, 99y. Deci am 2x și 99y. Da? Și ce punem restul? 10y plus 10... Mai este un y aici, păi la sfârșit. Bine, 9y. Nu, 10y și cu y, 11y. 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 11. Plus... O 590 și... Nu, 600, 600. 600, 590. Mă mai ajung 6 în față. Păi 600, dar asta spunea 660. De 660. Da? 660. Egal cu 63. Egal cu 693. 693. Da. Scădem în 660. Scădem în 660. Și dăm și pe 11 un factor comun. Deodată? Mare, da. Este 11 peste tot? Păi și dacă am scăzut deja. Corect. 11 pe lângă, te rog, vorbește, da, ia, X plus Y. Da, X plus Y este egal cu, 3, cu 27. Cu? 23. 33. 33. 33, da. Și vom face 4. Și atunci X plus Y îți va fi egal cu...